publicat în acest moment în timp ce vorbim un comunicat al STS-ului și ne zic așa oamenii aceștia, că au realizat în cursul zilei de ieri și pe durata nopții și în cursul zilei de astăzi, iertați-mă, au muncit o zi și o noapte, două zile și o noapte, vă dați seama? Bun, depășim acest moment. Așadar, ieri peste noapte și astăzi au realizat o investigație internă privind respectarea atribuțiilor operatorilor 112 ai STS, îndeplinirii prevederilor din manualul de operare și a funcționalității serviciului 112. În urma verificărilor interne, dorim să vă reconfirmăm că au fost respectate prevederile privind operarea și că nu au fost inadvertențe, sincope sau defecțiuni tehnice ale echipamentelor sau serviciilor lor în ceea ce privește modul de tratare a apelurilor 112. Deci ce ne spune STS-ul acum este că după investigații interne ce au durat două zile și o noapte, sunt curați ca lacrimă. Ne cerem totodată, stați așa că nu, e păcat să nu citim până la capăt, mă scuzați comunicatul. Ne cerem totodată scuze pentru întârzierea comunicării publice, ce a generat nemulțumiri. Intenția noastră fiind de a documenta și a prezenta cu acuratețe adevărul referitor la apelurile efectuate la 112 pentru cazul în discuție. Vă asigurăm că vom pune la dispoziția organelor de anchetă toate informațiile, documentele și înregistrările necesare cunoașterii adevărului. Scurt adică comentariu, cer, vă rog. Scuze că, de fapt, nu ne-au spus că n-au făcut nimic. Mai repede. Da. Ne tot spun de trei zile încoace. Ingrid Alexandrescu, scurt comentariu. Lamentabil comunicatul STS-ului. Au existat adevărate sincope în privința profesionalismului celor de la STS. Cum poți să vii cu astfel de comunicate în condițiile în care, în mod evident, dacă își îndeplineau atribuțiile așa cum ar fi trebuit și dacă identificau în mod corect locația, victima în acest moment probabil ar fi fost în viață. Scuzele acestora sunt inadmisibile și aș dori să mai atrag atenția asupra unui aspect. Am văzut punctul de vedere și anunțul făcut de domnul ministru de interne cu privire la demiterea prefectului și subprefectului. Aș dori să fac o precizare. De acord cu demiterea celor doi, dar în primul rând cred că trebuie să demiși cei care trebuiau să se ocupe de coordonarea anchetei, pentru că dacă vom păstra în continuare în funcție astfel de oameni incompetenți, cei care trebuie să se ocupe în mod direct de coordonarea anchetelor în astfel de situații, la nivel nu neapărat de Caracal, ci la nivel de întreagă țară, degeaba vom demite toți prefecții și subprefecții din România, dacă cei care conform legii trebuie să se ocupe și să asigure protecția și siguranța noastră ca cetățeni, nu sunt competenți și sunt promovați pe cu totul și cu totul alte criterii decât cele de competență. Mulțumesc, Ingrid Alexandrescu. Mă grăbesc pentru că vine în acest moment și un comunicat, vin de fapt două comunicate dinspre CSM. Unul zice așa, față de informațiile semnalate de mass media cu privire la cauza penală privind decesul unei tinere din județul Olt, Consiliul Superior al Magistraturii solicită Inspecției Judiciare și Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție efectuarea tuturor verificărilor necesare cu privire la împrejurările și modalitatea în care procurorul din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Caracal a exercitat supravegherea activității de cercetare penală în cauză și a coordonat activitatea de efectuare a percheziției domiciliare, precum și cu privire la modul de soluționare a cererilor înregistrate pe rolul judecătoriei Caracal în această cauză. Președintele CSM solicită efectuarea cu celeritate a tuturor verificărilor prevăzute de lege pentru clarificarea în cel mai scurt timp a împrejurărilor de fapt și de drept incidente în cauză. Victor Alistar e în direct cu noi. Mulțumesc foarte mult, Victor Alistar. Există și un apel la responsabilitate și răspundere, astfel încât societatea să fie corect tratată de autoritățile statului. Da.